Dragi elevi, sunt mândră de rezultatele voastre la Olimpiadele Internaționale. Sunt sigură că aceleași sentimente le-au trăit profesorii și părinții voștri. Nu poate fi nimic mai important pentru un părinte decât să-și vadă copilul realizat. Unor elevi, învățarea li se dă ușor, altora li se dă cu efort, dar să fii printre cei mai buni la nivel internațional la un obiect de studiu înseamnă dedicație și multă, multă muncă. Vă felicit pentru puterea și insistența, dedicația cu care ați lucrat la aceste rezultate. Să știți că acel timp investit în carte, din contul distracției sau odihnei, sau poate comunicării cu prietenii și cu familia, acel timp este cea mai importantă și prețioasă investiție în viitorul vostru. Mă bucur să găsesc printre lista laureaților atâția elevi buni la disciplinele tehnice. Criza economică din primele decenii ale independenței au făcut mulți ingineri, fizicieni, chimiști, matematicieni, hidrologi, astronomi, informaticieni să piardă locul de muncă și să se reprofileze sau să plece în alte țări. Moldova s-a pomenit într-un moment cu un deficit mare de cadre tehnice, oameni care să ofere soluții, inovații, cercetare științifică, atât de necesare țării. Vreau să cred că entuziasmul profesorilor voștri vor educa noi generații de oameni de știință care vor prelua și transmite mai departe tradiția academică moldovenească. La fel, mă bucur să văd în lista elevilor și pe cei cu vocație umanitară. Suntem o țară de poligloți și nu e o raritate să întâlnești un moldovean care vorbește 4-5 limbi străine. Dar să iei medalii la Olimpiada de limba franceză, știind că există 30 de țări în care franceza e limba oficială și mulți copii cresc cu această limbă ca limbă maternă, e o realizare aparte. Și locul întâi la dezbateri în limba franceză, pe care l-a ocupat țara noastră, reprezintă un triumf al Școlii Naționale de Franceză și un argument în plus că în pofida dinamicii puternice din partea limbilor engleză și germană, în Moldova, profesorii noștri oferă un nivel excepțional de predare și că avem tot dreptul să ne numim o țară francofonă. Dragi campioni, Moldova e o țară mică și nu are cum să vă ofere tuturor cele mai bune condiții pentru a vă realiza potențialul uman. Este evident că pentru un fizician de nivel internațional, Institutul de Tehnologie din Massachusetts sau Universitatea din Heidelberg vor oferi oportunități pe care noi nu le vom putea egala în viitorul apropiat. Și e departe de mine gândul că Moldova ar trebui să vină să vă țină aici cu forța sau cu burse sau cu alte metode. Eu însă, la începutul anilor 90, am participat la Olimpiade Naționale și am plecat apoi să învăț peste hotare și a fost o decizie bună pe care am luat-o. De aceea, ceea ce vă rog este că, indiferent ce veți decide, unde veți pleca să învățați, la ce companie veți munci sau poate dacă veți crea o companie proprie, rugămintea mea e să păstrați vie legătura cu părinții voștri, cu colegii voștri, cu profesorii voștri, pentru că ei sunt țara voastră. Și această perioadă de copilărie, adolescență, maturizare, învățare, formare ca personalitate, fiecare din noi o are o singură dată. Și va veni o vreme, după ce veți atinge succesul, după ce veți face bani, veți face propria casă sau poate chiar veți crea propriile familii, vă asigur, va veni o vreme când căutarea de sine vă va aduce înapoi acasă în Moldova. Fie pentru o vizită, fie ca o nostalgie, sau poate chiar cum am făcut eu, pentru o perioadă mai lungă. Dar Moldova o să vă atragă cu o putere enormă. Pentru că numai aici veți putea găsi răspuns la întrebările mari pe care le veți avea în viață. Întrebări ca cine sunt eu, de unde vin, unde merg, ce îmi umple viața de sens. Și atunci veți înțelege cât de important e să găsești pe cineva care ține minte despre viața ta
lucruri pe care tu le-ai uitat. Mici detalii trăite de mult împreună, vechi prieteni care te știi așa cum erai înainte. Lumea a ieșit din perioada frontierelor și limitărilor geografice și trebuie să îmbrățișăm schimbările, să fim moderni, competitivi, creativi și avansați. Moldova de mult nu mai este un mic strugure pe harta lumii. Moldova este o rețea enormă de oameni împrăștiați pe tot globul, oameni uniți de un dor permanent, care pulsează în inimile noastre și ne face în relația cu patria să ne enervăm, să ne bucurăm, să iubim, să ne fie lehamete, dar să simțim mereu această legătură. Sistemul educațional din Moldova, în pofida multor critici și a multor lipsuri materiale, este unul foarte performant și asta mai ales datorită entuziasmului și competenței corpului profesoral. Tradiția de scălească nu poate fi diminuată de niște politici, de o criză economică sau de moda pentru succesul nemuncit. Această tradiție menține vie cultura noastră de respect pentru școală, carte și învățare. Să știți că oricât de talentat nu s-ar naște un copil, fără un context propice învățării, fără un profesor care să-l îndrume și fără modele pe care să le adopte și să le însușească, el nu și-ar putea realiza potențialul. De aceea, nu uitați de efortul acestor oameni care își trăiesc viața pentru a prinde ochii altora și își investesc cunoștințele, răbdarea și bunătatea pentru a asigura copiilor acestei țări un viitor mai bun. În fața voastră, dragi pedagogi, ne închinăm cu multă recunoștință. Vă mulțumesc mult pentru aceste rezultate, pentru că purtați numele Moldovei în toată lumea și vă urez noi și noi succese în tot ceea ce faceți. Felicitări!